care îmi spun că au emoții. Să știi că unii oameni n-au voie să aibă emoții, e nedrept. După ce au luat 10, 10, 10 pe linie, mă simt ca la Floarea din grădină. Bogdanel, crezi că... Pe cine e Floarea din grădină? Era o competiție, Ștefan, de care sigur îți aduce aminte. Vreau să-l întreb pe Bogdan. Bogdan, crezi că faptul că ai făcut balet te-a ajutat să iei notele astea? Sper că da și din câte am văzut m-a cam ajutat. Și Cristina te-a ajutat cu siguranță. Așa e, și Bogdan a fost destul de puternic. Da, dar o secundă, nu vreau ca lumea să înțeleagă greșit. Ei nu sunt dansatori profesioniști, chiar dacă cochetează cu dansul sau cu baletul. Ei nu sunt dansatori profesioniști. Nu sunt dansatori profesioniști, Ștefan, dar Bogdan are în mână asul lui din mânecă. Sunt 2 ani de balet și cred că se vede. Dar mai bine, haide să vedem filmul de la repetiții. Să vedem. Astăzi, după prima repetiție, impresia mea a fost foarte bună. Deci, uite, m-am împins aici cumva. Știi? Am înțeles. Cristina e super ok, mă înțeleg foarte bine cu ea. Arzi! Da. Am un partener foarte tânăr, în primul rând. Asta am o problemă cu el la început, pentru că a fost puțin cam rușinos. Dar în același timp, ia foarte repede. Tac, 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 spate picioarele, dă-le drumul și buta în sus, hai, hai! M-a luat la mână, nu știu cum ai luat. Și m-am luat chiar rău, știi? Adică chiar l-am atins tare de tot. Mă consider sora lui, sora lui de suferință. Îmi place foarte mult coreografia și suntem siguri că o să iasă ceva, ceva foarte frumos. All right, it's ok. Doamnelor și domnilor, intră în scenă cea de-a patra echipă, Bogdan Negrea și Cristina Rus. Bine ați venit, norocoșilor. Veți dansa tango, da? Visul lui Bogdan este acela de a le cumpăra bunicilor o casă, o nouă locuință. Eu trec în partea aceasta, mă uit la domnul Giambașu și spun doar un singur cuvânt. Muzica maestro! Domnișoară, dansul acesta nu mai faceți pe modesta. Dacă vrei, ne-nchid și vesta. Vă rog să-mi acordați doar un dans numai odată. Nu știu să mă port cu o fată. Observați, am și cravată. Dreptul să vă invit fata. Un tango, mă rog, și gata. O aduc înapoi la tata. Tango! Veniți la locurile voastre. Înainte de note, mie vă rog să-mi acordați o scurtă pauză. Ne vedem după publicitate.